Bine ai venit la ziua 19. Un înțelept indian a spus că viața e dragoste și dragostea e viață. Ce ține corpul la oaltă? Dragostea. Ce este dorința? Dragostea de sine. Ce este cunoașterea? Dragostea pentru adevăr. Înțelesul sau forma poate sunt greșite, dar motivul din spate este mereu dragostea. Dragostea pentru mine și cei din jur. Această emoție poate fi mică sau poate să cuprindă întreg universul. Depinde doar de noi. Puterea dragostei este cea mai puternică din univers. Poate să vindece, să inspire și să ne aducă mai aproape de sinele superior. Imaginați-vă că este precum un cadou inepuizabil pentru noi și ceilalți. Când experimentăm dragostea adevărată, ne regăsim pe noi înșine. Precum o scânteie care reușește să aprindă un foc de artificii. Așa și scânteia de dragoste este tot ce este nevoie ca să experimentăm viața pe deplin, în toate aspectele ei, atât pe pământ, cât și în ceruri. Practica de a trăi cu iubire în suflet exemplifică abundența nelimitată din univers. Nu contează câte persoane iubești, părinți, frați, prieteni, colegi sau cunoscuți. Niciodată nu rămâi fără dragoste, pentru că sufletul tău este dragoste pură. În India, din timpuri vechi de mii de ani, dragostea dusă la extaz e denumită Ananda sau fericirea conștientă. Înțelepții lumii spun că oamenii sunt capabili să trăiască această Ananda în orice moment. Trăind viața cu dragoste pentru tot ce este creat, ne ajută să realizăm care este natura noastră spirituală. Sat, Chit, Ananda. Existență, conștiință, fericire. Trăind din sentimentul de dragoste, atragi bunătate în viața ta. Așadar, pentru a experimenta abundența adevărată, trăiește iubind. Așa cum am fost creați de fapt să trăim. Urmărește cum viața înflorește în tine și în jurul tău, experimentând dragostea. Exersează dragostea zilnic, oferind un gând bun celor pe care îi întâlnești. Dragostea este cel mai mare cadou pe care îl poți oferi. Cum ne pregătim pentru meditația de azi, adu-ți atenția în inimă și simte gândul zilei. De azi înainte, o să am un sentiment de iubire pentru toate viețuitoarele pe care le întâlnesc. De azi înainte, o să am un sentiment de iubire
pentru toate viețuitoarele pe care le întâlnesc. Te invit să stai într-o poziție comodă, spatele drept, palmele pe genunchi, orientate în sus. Închide ochii. În acest moment, întoarce atenția pe interior. În acel loc unde ai parte de liniște și conexiune cu euul superior. Lasă-ți toate gândurile să treacă și observă fluxul de aer pe care îl inspiri și expiri. Cu fiecare respirație, dă-ți voie să fii mai calm, mai relaxat, mai împăcat. Acum, introdu mantra mental și las-o să iasă din tine cu ușurință. Sat, Chit, Ananda. Sat, Chit, Ananda. Sat, Chit, Ananda. Existență, conștiință, fericire. Când simți că atenția se duce pe senzații din corp, zgomote sau gânduri, întoarceți atenția ușor către mantră. Sat, Chit, Ananda. O să auzi un clopoțel care îți indică că e momentul să renunți la mantră. Sat, Chit, Ananda. Te rog, continuă cu meditația.
E timpul să renunți la mantra. Te rog să aduci atenția în corp. Ia-ți un moment. Inspiră și expiră adânc. Când te simți pregătit, deschide încet ochii. Cum continui ziua, poartă în inimă aceste gânduri despre abundență nelimitată. Reține gândul zilei. De azi înainte, o să am un sentiment de iubire pentru toate viețuitoarele pe care le întâlnesc. De azi înainte, o să am un sentiment de iubire pentru toate viețuitoarele pe care le întâlnesc. Namaste. Te iubesc.